15 cazuri confirmate de coronavirus, peste 10.000 de oameni în România izolați la domiciliu și măsuri fără precedent anunțate de autoritățile de la București în această criză a coronavirusului. Este o criză adevărată, în adevăratul sens al cuvântului, este o psihoză, la ce ne putem aștepta? Încercăm să lămurim aceste lucruri cu invitatul Hot News Live din această dimineață, domnul Călin Cotoi, profesor la Facultatea de Sociologie a Universității din București. Alături de mine în studio este colega mea Andreea Ofițeru și încercăm acum să aflăm ce se întâmplă în România după izbucnirea acestei crize. Haideți să-i spunem, este o criză sociologic vorbind, domnule profesor? Bună dimineața! În primul rând mulțumesc pentru invitație. Da, am putea spune că e o criză. Acum, sigur, criza asta e un cuvânt complicat, adică e și o chestie care descrie ce se întâmplă, dar are și un caracter performativ. Când spui că e criză, apar efecte. Când spui că e criză, experții sunt cei care hotărăsc, se dau la o parte procedurile, să zicem, mai democratice. Deci criza e un cuvânt care are, nu e doar un cuvânt tehnic, ci e un cuvânt și politic, și social, și cultural. Așa că da, probabil că suntem într-o criză, dar să vedem ce facem cu ea, ca să zic așa. Haideți să vedem, pentru că în momentul în care nu era confirmat niciun caz de coronavirus, am văzut că românii mergeau și goleau rafturile magazinelor și făceau provizii. La sfârșitul săptămânii vă mărturisesc că am mers prin oraș și toate localurile erau pline. Deci nu părea că este niciun fel de pericol și chiar dacă pe toate ușile cluburilor sau restaurantelor sunt acele avertizări ale autorităților. Cum se explică lucrul acesta? Nu cred că e chiar așa o contradicție. Asta cu acumulatul de alimente și mai ales anumit fel de alimente, că s-au cumpărat anumite feluri de alimente, probabil că are mai multe explicații. Una vine probabil mai de mult de când România a trecut prin valuri de penurie alimentară înainte de 89 și chiar și 90. Și pe de altă parte, lumea pare că există un soi de alimente care sunt văzute ca fiind cele mai importante, chiar dacă poate în mod concret ele nu sunt cele mai importante. Cu așa multă făină și ulei nu știu ce se poate face, sincer să fiu, dar oamenii sunt alimente care dau o anumită siguranță, poate o siguranță subiectivă, dar adică eu nu i-aș condamna pe oameni că cumpără chestia asta neapărat. Nu-i condamnăm, clar că nu asta este rostul nostru aici, da. Dar aș vrea să ne explicați cum, adică acest comportament. Atunci, în urmă cu două săptămâni, era năvală prin magazine, acum apare că totul a revenit la normal, deși avem deja cazuri confirmate. De fapt, ce se întâmplă la nivel colectiv într-o astfel de situație? Sigur că poate să apară panică, dar nu e adică e o panică care are legătură cu mai multe lucruri, cu oamenii, cât de multă încredere au oamenii în instituțiile publice, cât de multă încredere au oamenii în stat. Cum își imaginează oamenii o situație de criză. Fiindcă, cum spui, criză e o chestie foarte abstractă, poate fi absolut orice. Dar oamenii își imaginează în diferite feluri modul în care vor interacționa cu sistemul medical, cu statul, modul în care vor trebui să fie închiși în casă. Sunt un fel de fantezii care se articulează. Nu cred, adică nu mi se pare nimic a ieși din comun, de fapt. Și faptul că este așa un pic sinusoidal, iar e firesc. Nu e. Probabil că s-ar putea să mai apară, odată ce numărul o să crească alarmant, ceea ce s-ar putea să se întâmple, s-ar putea să mai apară un val de... Se obișnuiesc oamenii repede cu ideea? Cred că se vor... Da, nu ce să facă, evident că se obișnuiesc. Acum, gândiți-vă că nu e prima epidemie. Ne comportăm ca cum ar fi prima epidemie. Nu e, au mai fost multe. Nu știu, de la ciuma din Evul Mediu, trecând prin holeră, prin epidemiile de gripale de la sfârșitul primului război mondial, epidemiile astea au o anumită structură care se repetă cumva, nu e, și inclusiv reacția oamenilor la ele e relativ similară. Deci nu trăim o chestie total neașteptată. Dumneavoastră sunteți dintre cei care au făcut stocuri de alimente? Nu, din păcate, dar mie, sincer să fiu, mie mai frică de cutremur decât de coronavirus, dar n-am făcut. Da, e normal că oamenii să reacționeze așa, pentru că ne-am uitat, am văzut la sfârșitul acestei săptămâni, în Italia, de exemplu, când guvernul a decis închiderea unei anumite regiuni, oamenii au luat cu asalt aeroporturile, gările, să fugă. Îi ajută cu ceva? Este o reacție normală? Reacția e normală, acum că îi ajută sau nu, e foarte greu de spus. Doamne, fiecare încearcă să supraviețuiască într-o situație, depinde foarte mult de
modul în care oamenii își imaginează ce se întâmplă în jurul lor, de modul în care oamenii reacționează și au încredere în anumite instituții pe care se pot baza. Or, evident că în cazul României și nici în cazul Italiei se pare că încrederea în instituțiile publice nu este foarte mare. Nu cred că oamenii au încredere că într-o situație de criză, într-o situație în care se rup toate rutinele zilnice. Nu că mergi la, ai diferite rutine, mergi la magazin, îți cumperi aia, mergi la, vii de la serviciu, bei o cafea. Toate astea, într-o situație de criză, nu mai există. Atunci oamenii își imaginează ce ar putea face, cine i-ar putea ajuta. Și de obicei, în cazul României, cred că ajutorul este văzut în familia extinsă mai mult decât în instituții publice. Și atunci probabil că de-aia este și această acumulare de alimente ciudate cumva. De asta este și încercarea de a fugi, dar de a fugi înspre familie sau înspre... E clar că, sau așa pare să fie, că familia este, pare să fie singurul suport care e considerat sigur în situația asta. Dar cum putem să combatem sau să nu amplificăm o situație din asta de isterie a crizei în care ne aflăm? Adică toată lumea se panichează, își cumpără alimente, alții îi ironizează pe oamenii care își cumpără alimente, adică cum ieșim din asta? E greu de spus. Oricum, cred că prin dezbatere publică, printr-o informare mai sistematică și prin ținerea sub control a știrilor alarmiste și false despre asta. Și sigur, poate prin câteva exemple în care instituțiile publice, instituțiile care țin de sănătate publică, să arate că sunt competente și că pot să stăpânească cu eficiență ceea ce se întâmplă. Ce efect poate avea acest flux masiv de informații pe această temă? Acum, asta, COVID-19 sau coronavirusul, e evident o boală globală, de epidemie, e pandemie. Și informațiile vin din foarte multe surse. Nu e doar... Probabil că televiziunea rămâne pentru noi cea mai importantă, dar oamenii se uită pe internet, se uită pe Facebook, se uită pe... e foarte greu să controlezi informația în felul ăsta. Adică, evident că o să apară tot felul de teorii și de ciudățenii și de sfaturi. Eu singura soluție văd tot asta, ca informația care este publică și oarecum controlabilă să fie foarte realistă, calmă și... informația oficială. Informația oficială. Mai mult de atâta, nu cred că se poate face. Domnule profesor, totuși în acest flux informațional vedem în fiecare zi comunicări ale autorităților care gestionează această situație. Cred că nu există român în țara asta care a deschis televizorul să nu vadă acele sfaturi, să nu să audă apelul autorităților. Cu toate acestea, vedem că sunt oameni care, de exemplu, sunt teoretic în autoizolare la domiciliu, dar care pleacă, nu li se mai dă de urmă. De ce un om care este într-o situație și reprezintă o vulnerabilitate până la urmă pentru familie și pentru societate în mod extins vorbind, ia o astfel de decizie, să fugă? Fiindcă una dintre reacțiile la astfel de situație e scapă cine poate. Sigur că e neplăcut, că pune în pericol, hai să zic așa, comunitatea sau colectivitatea mai mare, că de aici pot să apară complicații, dar ce se poate face probabil să încearcă să fie controlat sau să fie pedepsit într-o oarecare măsură, dar oamenii o să încerce să fugă, evident. Adică mai ales într-o situație în care, cum e România, în care încrederea în... sau modul în care ne imaginăm spațiul public, nu modul în care ne imaginăm responsabilitatea față de ceilalți oameni, e mai complicată. Și nu e, hai să zicem așa, la nivelul poate altor țări. Dar putem vorbi de o contaminare psihologică sau chiar socială, nu știu dacă există termenul ăsta, acum în România? Adică și cum am putea să combatem așa ceva? Există vreun mijloc? Există presiuni sociale, există conformism social, oamenii evident că încearcă să... mai ales într-o situație cu care nu te-ai mai întâlnit, în care nu știi exact cum trebuie să reacționezi, în care se pare că tocmai rutinele vieții de zi cu zi pot să-ți facă probleme, în care trebuie să-ți controlezi chestii obișnuite, să te speli pe mâini, haide să pui mâna, adică cumva să-ți controlezi corpul și să fii foarte atent la ceea ce faci, ceea ce creează, evident, un stres în plus. Faci ceea ce vezi că se face. Dacă vezi că lumea cumpără, cumperi și tu. Adică eu, evident că presiunea de conformism social devine mai mare când omul se simte în pericol.
nu știu dacă îi putem spune chiar contagiune, dar e, fiindcă boala asta sau tipul ăsta de boală are sigur o chestie biologică, sigur că se moare din cauza ei. Evident că se moare nu așa de mult cum pare, de fapt. Oamenii se vindecă mai mult decât mor, în mod clar. Se moare pe anumite grupe de vârstă și, din păcate, cei mai mult mor cei mai în vârstă și cei bolnavi. Da? Dar asta e o boală care, la căror efecte sociale cred că sunt mai importante decât cele biologice sau epidemiologice, pur și simplu, din punctul meu de vedere. Cum vedeți pe termen mediu aceste efecte sociologice, din punctul dumneavoastră de vedere? Orice mare epidemie, și asta nu e o epidemie, hai să zice, care se poate produce o criză existențială, fiindcă nu se moare așa de mult de coronavirus, cât să fie, nu e ca holera, nu e nici măcar ca gripa spaniolă din primul război mondial. Dar o astfel de epidemie e de fapt un amestec de germeni, discursuri, povești, transformări sociale, intervenții politice. În mod clar va schimba cumva felul în care ne guvernăm, felul în care ne înțelegem unii pe alții. Chiar ideea că trăim într-o criză schimbă lucrurile. Da? Criza e o chestie care impune autoritate, impune expertiză. Adică mie mai curând mi-e frică de discursul despre criză și de cât de boala în sine. Cine va câștiga din această criză? Sociologic vorbind, cine câștigă cred în general dintr-o vreme, criză? Cred că e de vreme să spunem asta, fiindcă bolile funcționează în moduri diferite. Istoric vorbind, dacă ne gândim, ciuma în țările române a fost o boală foarte conservatoare. N-a schimbat mare lucru. Când a venit holera, însă s-au schimbat lucrurile în mod radical. Acum cu coronavirusul e clar o boală care se articulează pe globalizare și pe sistemul global. Și tocmai acest efect al virusului de dezarticulare a unor structuri globale poate fi periculos, mai mult poate decât infecția propriu-zisă. Aș vrea să vă anunț că Primăria Capitalei a anunțat acum o serie de măsuri în acest context al coronavirusului, printre care suspendarea activității a 14 teatre din subordinea primăriei, suspendarea evenimentelor culturale sportive, cele care se desfășoară la Opera Comică pentru copii. Este o conferință de presă în desfășurare acum la Primăria Capitalei. Vom ține la curent cu toate măsurile anunțate de autorități. Vedem deja măsuri, adică ne schimbă viața. Nu mai mergem la teatru, nu mai mergem la spectacole, nu mai plecăm în Italia, cel puțin pentru o perioadă. Ce efecte pot să aibă aceste măsuri asupra oamenilor? Astea probabil, adică cred că suntem încă într-o perioadă de creștere, cel puțin în România. Și nu numai în România, cu excepția Chinei, cred că suntem încă într-o perioadă de creștere a numărului de îmbolnăviri. Așa că efectele astea, adică cred că intervențiile astea vor, cel puțin în viitorul apropiat, vor fi în creștere. Deci impactul asupra vieții noastre probabil va fi în creștere. Încă nu-l simțim foarte tare, dar încet, încet se va simți, cred că, tot mai tare. Și aici vedem, de-aia o astfel de epidemie pentru mine, de exemplu, e foarte interesantă, fiindcă vedem cum reacționează statul, cum se reconfigurează relațiile de putere sub influența unei astfel de epidemii. Și până acum nu e foarte clar. V-a atras atenția în mod special ceva? Nu, n-aș putea spune. Adică e clar că sunt niște protocoale care sunt globale, generale și care sunt aplicate și în cazul României mai bine sau mai prost. Nu știu sigur ce infrastructură avem, dacă chiar se va întâmpla ceva mai radical și aici vom vedea. Oricum, lucrurile se vor schimba în urma acestei epidemii într-un fel sau altul. Cum reacționează statul, dar cum reacționează oamenii? Pentru că am văzut, au fost numeroase știri despre oameni care au protestat față de alegerea unor locuri, unor clădiri în care să fie carantină. Am văzut oameni care au protestat că nu vor să vină în comunitatea lor un om care a fost infectat cu coronavirus. Totuși, parcă nu mai suntem în evul mediu, dar avem niște manifestări de ev mediu până la urmă. Da, și-a mai fost cazul, un asiatic care a fost bătut în metrou de suporterii unei echipe de fotbal. Adică, și probabil asta o să mai... Adică, o astfel de, hai să zicem, criză și ideea că ne aflăm în criză și ideea că... Și astfel de, o astfel de epidemie
scoate la iveală sau pune în evidență mecanisme de excludere, de stigmatizare. Încercăm să găsim, nu, purtătorul. Și aici și discursul medical se suprapune cu ăsta social și unor pot să iasă chestii monstruoase de aici. Nu? Sunt niște purtători pe care încercăm să îi îndepărtăm de noi. Tocmai ideea de contagiune devine o chestie care e foarte stresantă pentru oameni. Da? Și s-ar putea să apară astfel de efecte împotriva, mai ales că se suprapune și cu criza migrației și atunci când cele două se vor suprapune de tot, s-ar putea să iasă chestii mult mai violente decât avem acum. Încă nu apare ideea că migranții, sau încă n-am văzut-o, că migranții aduc coronavirus. Dacă nu o să apară asta, o să fie, ca să zic așa, anumite discursuri o să devină mult mai virulente și ne vom confrunta nu doar cu boala, ci și cu această radicalizare a unor părți. O mutație socială, practic? Într-un fel, da. Da. Cum am putea să reglăm acest lucru? Cum credeți că s-ar putea regla? E greu să zic. Cred că tot așa, printr-un soi de comunicare deschisă și prin încercarea de a dedramatiza ideea asta de pericole care vin de contagiune. Sigur că medical, bacteriologic, sunt acești purtători asimptomatici care... Dar social nu există. Adică nu există această contagiune socială. Există cea bacteriologică. Și atunci când le suprapunem, și cumva e inevitabil ca lumea să facă asta și toată lumea are tendința să zică. Când aude de contagiune, te gândești că vine de peste tot cumva. De aia îți pui mască, te îmbraci. Dar contagiunea e, poate fi bacteriologică, dar nu e socială, culturală, civilizațională. Totuși de gripă sezonieră, da. Au fost foarte multe cazuri, au fost foarte multe decese în România. Da. Da. Și lumea nu s-a speriat atât de tare. De ce acum și nu atunci? Acum, probabil că sunt și niște motive oarecum obiective. Boala asta e mai... mortalitatea e mai mare decât la gripă, la COVID ăsta, sau cum îi spune. Da? E o chestie. Pe de altă parte, e mult mai, se transmite mult mai rapid decât o gripă și scapă mai ușor de sub control. Sigur că nu, adică nu e, cumva, e și o chestie de oglindă, da? Vezi că ce fac alții, faci și tu și e și o chestie de, că e o boală cu adevărat globală, tocmai fiindcă se transmite așa de repede. Și mie, aici mi se pare cumva șocul cel mare al acestei boli. Că noi, de fapt, de ce suntem într-un început de criză? Din cauza Italiei, da? Nu din cauza faptului că nu există migrație cu Italia. Boala asta folosește și se articulează pe niște mecanisme de migrație, pe niște mișcări transnaționale. De fapt, aici e problema, cumva. Deci boala asta s-a amestecat foarte tare cu toate ce înseamnă globalizare. Și în măsura în care distruge părți din ea, are efecte foarte puternice și asupra noastră la nivel local. România a mai trecut prin epidemii, mă rog, prin situații de criză. Am avut gripa aviară, gripa porcină. Țin minte că am stat la niște cozi foarte mari atunci să ne vaccinăm cu vaccinul pentru gripa porcină. Erau în București foarte mari cozile. Ce a schimbat, de fapt, atunci acele crize epidemiologice, până la urmă? Că atunci, nici atunci nu aveam, atunci eram și mai săraci sau nu puteam să spunem că suntem bine din punct de vedere al sănătății, dar ce a schimbat? Că... La nivelul României nu foarte multe, dar la nivel global s-au schimbat niște lucruri, adică există un soi de sistem de guvernare a sănătății publice globale. Și acolo lucrurile s-au schimbat un pic în urma acestor epidemii și sunt într-o continuă schimbare. Și ele se reflectă și asupra noastră, chiar dacă mai încet și mai greu. Adică lucrurile sunt în schimbare la nivelul modului în care reacționăm la epidemii. Vă zic, sigur că la noi se articulează cu sistemul local, care se află într-o criză continuă, cel medical, pe care acum vrem să-l privatizăm. Ne dăm seama că poate nu e bine să-l privatizăm când sunt așa epidemiile astea, că nu e sigur cum funcționează un sistem privat față de unul în care totuși statul are un rol mai important. Mie mi se pare că epidemia asta, dacă o folosim un pic inteligent, ne poate da și niște o discuție politică poate mai deșteaptă decât avem până acum. Sociologic vorbind, ce scenarii vedeți dumneavoastră în acest moment? Sociologic nu știu să zic. Scenarii. Nu știu, aveți toate datele în față, vedeți cum au evoluat lucrurile, ce scenarii vedeți în continuare? Nu prea avem toate datele în față, să știți că nu... Ce date avem? Avem
Știm oarecum câți oameni au fost infectați sau și nici asta nu e foarte sigur. Adică acum e un mic scandal la nivel, așa, la nivel mondial, cât de eficiente sau cât de corect ne arată existența virusului testele pe care le avem. Și se pare că nu e foarte clar. Adică nu, testele nu sunt bine calibrate pentru acest virus. Deci ar putea să avem mult mai mulți infectați decât vedem la o primă testare. Plus că sunt țări în care oamenii nu se testează, fiindcă te costă foarte mult să-ți faci testul ăsta, unde sunt sisteme total private de sănătate. Eu cred că, adică sigur, trebuie, avem nevoie de un epidemiolog care să ne spună, să facă o modelare a ce s-ar putea întâmpla. Eu am citit chestii așa ușor apocaliptice, cu 70% din populația globului care devine infectată, infestată. Nu știu dacă se va întâmpla chiar așa. Asta în cazul în care nu se iau măsuri mai radicale. În cazul României, eu cred că vom fi în creștere, fiindcă datorită relației noastre prin migrație cu Italia. Deci asta local, asta e aproape sigur. Depinde foarte mult și cum va reacționa statul, care e sistemul nostru de sănătate publică și în ce măsură va face față acestei provocări. Frica. Frica este normală, este justificată? Frica... Acum... Sigur că nu e justificată în sensul în care trebuie să-ți cumperi 10 de kilograme de ulei și de făină, cu care tot stau și mă gândesc oare ce se poate face cu așa de multe, cred că foarte mulți cozonați sau nu știu. Dar nu e, acum, cum să zic, nu vreau să zic că... Dumneavoastră mergând pe stradă, da. Bănuiesc că mergeți cu metrou, cu autobuzul. Da, da. Vi se pare că oamenilor le este frică în acest moment? Nu. Ați sesizat ceva diferit față de altă dată? Nu mi se... Eu n-am observat așa la... Nu e nicio cercetare, pur și simplu mergând pe stradă nu văd foarte multă lume cu mască pe față sau nu văd lume care să se sperie foarte tare că tușește cineva mai mult sau mai departe sau mai aproape de ei. Deci nu mi se pare că acum... Dar asta nu înseamnă că nu poate să apară în 24 de ore. Deci nu e... Nu, asta nu înseamnă că nu o să fie. Dar acum nu mi se pare că e o panică. Aș vrea să vă anunț că Primăria Capitalei propune suspendarea cursurilor în București. O decizie, vă reamintesc, se va lua astăzi de către Ministerul Educației după o ședință la ora 16. Credeți că aceste măsuri ale autorităților vor spori panica până la urmă în rândul populației? Sau vor fi interpretate ca atare preventiv? Cred că va fi ceva între. Oricum, problema este cu astfel de măsuri în care, zicem, se întrerup școlile, se întrerup universitățile, se întrerupe nu știu ce, care sună, sigur, din punct de vedere epidemiologic, foarte înțelept, cumva, că, într-adevăr, dacă reușești să întrerupi legăturile dintre oameni, între grupuri foarte mari, probabil că oprești sau faci mai grea contagiunea bacteriologică. Dar, pe de altă parte, ar trebui să existe un soi de alternative. Nu? Ce se întâmplă dacă toți oamenii nu mai merg la școală sau nu mai merg la... Ce fac? Unde stau? Stau în casă cu părinții, copii? Adică e... Mi se pare că ceea ce ar trebui să facă instituțiile publice să gândească și alternative la bucuria asta închiderii și a declarării crizei. Fiindcă ce observ un pic așa este că e un soi de entuziasm al crizei. E criză, oprim, facem. Ceea ce e, sigur că îți dă o senzație de putere când e criză, ești expert și zici nu mai mergem la școală, nu mai facem aia, nu mai facem aia, nu mai facem aia. Eu aș gândi de două ori chestiile astea. Dă probabil și un sentiment de siguranță pentru oameni, da. Fără să se gândească de ce nu se gândesc totuși la efectele pe termen lung. Pentru că un blocaj din acesta și vedem acum sunt... știri, adică vin informații cum cad bursele, economiile deja se contractă. Asta e marea problemă, adică de fapt aici se vede efectul și de aceea se vede că epidemia de fapt e o aglomerare de social, germen, economic, politic. Nu e doar germenul care ne luptăm. Sunt toate efectele astea și toate încrângăturile astea în care se arată și pe care se pune presiune acum datorită. Scade prețul petrolului, se duce naibii economia,
În situațiile astea de criză, cum vedeți fenomenul fake news-ului? Adică poate să amplifice criza? Da, cum, cum, ne ref, cum, cum ne ferim de informațiile false, până la urmă? Păi e tot mai greu, de fapt, fiindcă sigur că informațiile false există, fiindcă sistemul clasic de informare al marilor ziare, reviste, a căzut, da? Fiindcă e foarte ușor să pui o informație undeva într-un spațiu public, mult mai ușor decât înainte. Da? Și adică nu mai există niște filtre foarte clare. Nu cred că există o soluție de apărare, așa un soi de panaceu magic să te apere împotriva fake news. Dar de ce sunt oamenii mai tentați să dea crezare unor teorii ale conspirației, de exemplu, decât unor informații oficiale? Nu că sunt mai tentați, oamenii le folosesc pe ambele, de fapt. Deci oamenii sunt dispuși să, chiar dacă par așa că se contrazic, oamenii sunt dispuși să citească totul și să creadă un pic din fiecare. Mie așa mi se pare. Nu neapărat că cred doar teoria, bine, sunt câțiva, să zicem, hardcore, care cred doar teoriile conspirației, dar altfel cred că oamenii se inspiră dintr-o arie foarte largă de informații. Nu mai există un soi de diferență, să spui, astea sunt știrile serioase, astea, asta e o nebunie. Sau e greu să mai faci diferența asta. Atunci lumea e așa o paletă foarte faptul largă. Faptul că nu ai, vorbind în mod particular despre coronavirus, faptul că nu sunt multe, foarte multe informații pentru că este un virus nou și nu știm când va fi un vaccin, vedem că afectează foarte multă lume. Lipsa aceasta de informație concretă, științifică, poate să amplifice această crezare, da, să zic, nu? A informațiilor... Da, nu, asta e evident. Adică, gândiți-vă că până acum o săptămână, două, știrile pe care le vedeam la televizor, sau cel puțin ce am văzut la televizor, nu se spunea nicăieri că oamenii se vindecă de coronavirus. Părea că este ceva care te omoară din prima. Adică, sigur că o informare mai exactă și repetată, cred că are până la urmă efect. Da, cum vedeți dumneavoastră situația în România comparativ la nivel de societate, comparativ cu ce se întâmplă în alte societăți, adică cum ne comportăm noi față de australieni, de exemplu, sau față de de la chinezi avem mai puține informații despre cum se comportă ei. Am văzut că au luat măsuri extreme la un moment dat. Dar noi, da, ca societate, cum vedeți în marea asta de oameni România? Sigur că fiecare societate are niște istorii și particularități și moduri de a reacționa la crize, dacă vreți, sau la... Nu, noi strângem alimente, dar nu numai noi. Și în Berlin s-au strâns alimente și s-au cumpărat o felul de... Adică, sigur, ar fi interesant de văzut de ce și cum reacționează românii sau pe bucăți românii din urban, poate reacționează într-un fel, aia din rural altfel, poate și pe regiuni sunt interacțiuni diferit, poate, nu știu. Din păcate nu am un studiu foarte clar pe chestia asta, dar e clar că are legătură cu modul în care oamenii își imaginează statul, oamenii își imaginează ce e aia criză, oamenii încearcă să se imagineze pe ei într-o situație în care nu mai pot să facă ceea ce fac de obicei, cu conformismul social, cu... Da? Toate astea au niște istorii locale. Da? Sigur că astea se văd în ce fac oamenii. Nu cred că există așa un soi de esență a modului în care reacționăm noi românii față de spanioli sau turci sau chinezi. Am văzut ieri la italieni că înainte să dea să ia măsura închiderii Lombardiei, adică să nu mai ieși, toată lumea, inclusiv românii, au fugit care încotro. Adică a fost o situație din asta de panică extremă, să-ți faci bagajul în două minute și să pleci. Da, da, da. Tot azi zic, eu cred că are legătură cu modul în care oamenii aia trăiesc în spațiu public, oamenii aia au încredere sau nu în stat, oamenii aia au încredere sau nu în instituțiile publice, oamenii aia au încredere în familii mai mult decât în altceva. Aici cred că e un pic similar cu noi. Această criză, credeți că va crea o falie între autorități și cetățeni mai mult decât în altă parte în România? Se poate, fiindcă dacă vor fi luate măsuri mai violente sau mai dure, să zicem, nu violente, dure, corect, s-ar putea să existe reacții. Adică
totdeauna când au fost epidemii și când statul a intervenit, mai totdeauna au existat reacții împotriva statului și împotriva autorităților. Vă întreb acest lucru pentru că dacă ne uităm pe orice fel de cercetare sociologică, încrederea în instituțiile statului în România este la pământ. Încrederea în Parlament, încrederea în guvern, încrederea în sistemul de sănătate. Avem totuși o criză de sănătate publică până la urmă. Da. Va fi o despărțire fundamentală între stat și cetățean? Există această posibilitate în acest moment? Nu cred că va fi o despărțire fundamentală. Cred că sigur că există această neîncredere, dar există și încercări de a... Până la urmă, oamenii trebuie să-și rezolve propria existență în astfel de situații de criză, hai să zicem, epidemiologică. Și atunci, sigur că vor folosi, adică vor avea nevoie de stat, poate mai mult decât au avut nevoie până acum. Sigur că asta creează și fricțiuni mai puternice, dar nu creează neapărat o separare. Nu cred că o să fie... Asta cred că puțin de lume o să zică nu am nevoie de stat, mă retrag la munte și fac un ashram acolo și... nu mai vine virusul la mine. Avem nevoie de statul ăsta așa cum e el, dar probabil că o să fie și niște fricțiuni, probabil, dacă avem noroc, o să fie și niște regândiri ale modului în care funcționează statul și sănătatea. Este și o șansă pentru speranțe, instituțiile statului de a se revalida? Ar putea fi, uite, ar putea ca coronavirusul ăsta să fie un instrument în care să regândim statul și instituțiile și modul în care funcționăm în ele. Dar cum vi se pare că s-a schimbat acest stat după momentul colectiv, când a fost iarăși o perioadă de criză și când, știm, a picat guvernul, a ieșit sute de mii de oameni în stradă? Cum vi se pare că s-a schimbat? Suntem mai pregătiți acum pentru o criză de sănătate așa, publică? Sau? Îmi dau doar cu părerea, fiindcă nu am acces la nicio cercetare sau studiu. Așa, mi se pare că nu prea. Dar... iară, vă zic, e o părere destul de subiectivă. Mi se pare că nu s-a schimbat mai mult. Sigur, mi se pare că există niște presiuni asupra întregului sistem de sănătate, care sunt mai generale, și toate discuțiile astea cu să privatizăm, să nu privatizăm, cine, ce, cum privatizează și așa, sunt semnul unei crize prin care poate o putem regândi și prin intermediul coronavirusului. O astfel de criză afectează mai mult o societate ca noastră, care în acest moment este mai divizată, decât o societate cu o democrație consolidată în care oamenii au încredere în instituții? Probabil că da, așa după cum ați întrebat, nu pot să zic nu. Dar, da, probabil. Acum, chestia că suntem destul de la început totuși în această criză. Aștept cu nerăbdare și interes să văd ce se mai întâmplă din punct de vedere, să zic așa, științific. Domnule profesor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la interviurile Hot News Live. Rămânem în legătură. Urmăriți pe hotnews.ro toate informațiile relevante și informațiile oficiale despre situația coronavirusului, hai să spunem așa, în România, și respectați toate măsurile pe care autoritățile le transmit în fiecare zi. Toate bune!